Asta vreau să vă întreb. Ce vreți dumneavoastră în următorii 5 ani de zile? Că ați avut 10. Da, am avut 10. De 10 ani muftiu, nu? De 10 ani sunt muftiu. Mulțumesc lui Dumnezeu. Câte mai vreți încă 5? Și de ce mai vreau? Am mai spus-o și eu, vă mai spun și dumneavoastră. Ca să reglementez odată pentru totdeauna legislația și aceste lacune și să nu permit unor astfel de persoane să vorbească în numele comunității musulmane din România. Singura instituție care reprezintă muftiatul, care reprezintă comunitatea musulmană din România, este muftiatul. Azi este Murat Iusuf, mâine poate să fie Nurla Ozghin, poate să fie altcineva. Oamenii aceștia au o problemă, ce să facă? Să tacă din gură? Nu să tacă din gură, nimeni nu le interzice. Dar ce să facă?